Hallo! 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 Zilele trecute, ministrul sănătății a declarat că la Brașov este un focar de infecție cu coronavirus. Autoritățile locale au tăcut și tac în continuare. Ieri, ministrul a venit la Brașov pentru a discuta cu autoritățile și medicii. Cei de la Consiliul Județean s-au lăudat că vor transmite în direct discuțiile, dar transmisia a fost întreruptă exact în momentul în care medicii au început să spună care sunt problemele. Transmisiunea în direct pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Brașov a fost întreruptă imediat după ce președintele Consiliului Județean, Adrian Veștea, a dat raportul în fața ministrului. Precizăm că reprezentanții Consiliului Județean au anunțat că vor transmite în direct întâlnirea, ceea ce nu au mai făcut. Transmisiunea a fost întreruptă după ce ministrul a invitat managerii spitalelor să vorbească deschis despre problemele cu care se confruntă. Mulțumesc că o să vă ascult asta. Fiecare o să vă ascult și vreau să spunem lucruri efectiv pe noi. Celul de am, nu vreau județean, Consiliul Local sau Primării sau altceva. Vreau efectiv să-mi spuneți casa dumneavoastră ce vă lăsește. Vreau efectiv să-mi spuneți casa dumneavoastră ce vă lăsește. Alo! Alo! Am vrut ca managerii să vorbească liber, deschis. Era discuția noastră, oamenii din sistemul sanitar, a declarat Tătaru, ministrul sănătății. Sau situația este cu mult mai gravă decât se raportează pe căi oficiale? În acest sens, este de datoria noastră, a jurnaliștilor, să ne întrebăm ce rol a mai avut așa zisa transmisiune în direct. Este trist în momentul în care constați că o autoritate locală, așa cum este Consiliul Județean condusă de domnul Ioan Veștea Adrian, atunci când trebuie să ofere informații de extremă importanță pentru județ, scoate jurnaliștii din sală. Ați observat și dumneavoastră că atunci când ar fi trebuit să fie momentul culminant, când ministrul vrea să ofere informații despre ce se va întâmpla cu spitalele de județul Brașov, domnul Veștea parcă ar fi făcut școala de comuniști Academia Ștefan Gheorghiu, printr-un gest simbolic a scos pe toată lumea afară. Dacă asta înseamnă democrație și dacă asta înseamnă felul în care această entitate numită Consiliul Județean știe să comunice cu tot ceea ce înseamnă județ Brașov, dați-mi voie să-mi exprim totalul regret față de felul în care această instituție a început să funcționeze. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a împăcat primăria Făgăraș modificând documentul prin care Spitalul Municipal Aurel Tulbure era transformat în unitate suport pentru preluarea pacienților cu COVID-19 din tot județul. Spitalul din Făgăraș a fost scos de pe ordin, a rămas doar centrul de dializă, de fapt au rămas toate centrele de dializă din județul Brașov, iar fiecare centru de dializă își tratează pacienții fiecărui centru. Indiferent că ei sunt, vor fi sau sunt depistați pozitiv sau negativ, ei vor fi tratați. Fiecare centru trebuie să-și facă circuitele, fiecare centru trebuie să se pregătească pentru pacienții fiecărui centru. Alo! Alo! Liniște! Alo! Liniște! Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor, va da din nou ochii cu magistrații brașoveni. Surse judiciare susțin că anchetatorii au propus trimiterea în judecată a liberalului. Acesta este acuzat că a condus un autoturism sub influența băuturilor alcoolice. Pentru a verifica aceste informații, am luat legătura cu vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor. Iată răspunsul cu referire la acest subiect. N-am ce să comentez. Sunt în concediu. Ok, bine, am înțeles. Ce să comentez? N-am ce să comentez. E anul trecut procesul. Da, că sursele judiciare susțin că anchetatorii au propus să trimiterea în judecată din asta. Da, știu. Mă recunosc cu fapta. Atunci cu alcoolul la mână. E veche, de anul trecut din februarie. Oficialii Ministerului Apărării Naționale au realizat un material video despre modul în care se răspândește noul coronavirus. De asemenea, ei ne recomandă să stăm acasă. Coronavirus ar putea produce într-o lună alte 244 de cazuri. Asta pentru că virusul se răspândește exponențial. O persoană cu coronavirus infectează alți 2,5 oameni care la rândul infectează alți 2,5 și așa mai departe. Dar dacă înjumătățim frecvența contactelor, atunci fiecare caz nou de coronavirus va infecta 1,25 de oameni în loc de 2,5. Asta înseamnă că ne putem aștepta să vedem într-o lună numai alte 4 cazuri noi.
4 în loc de 244. Iată de ce e important să stăm acasă, pe cât posibil, să ne anulăm călătoriile, iar în spațiile publice să păstrăm 3 pași între noi și ceilalți. Evoluția epidemiei de coronavirus în România depinde de fiecare dintre noi. Un polițist din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov este confirmat pozitiv cu COVID-19. Ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare, până în acest moment stabilizându-se că 12 polițiști din cadrul acestei structuri se intre în izolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile. Activitatea Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov se desfășoară cu polițiști delegați de la alte formațiuni pentru asigurarea pazii și supravegherii, împreună cu polițiștii din cadrul CRAP Brașov. În acest moment, nu sunt semnalate simptome la polițiștii aflați în izolare la domiciliu și nici la persoanele private de libertate și custodiate, care sunt monitorizate permanent din punct de vedere medical. Primirea persoanelor private de libertate de pe raza de competență care ar presupune custodierea în CRAP pe Brașov se va realiza de către centrele de reținere și arestare preventivă din județele limitrofe, în funcție de dinamica dispunerii acestora de către organele judiciare. Sunt luate măsuri constante de dezinfectare a spațiilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov. De asemenea, s-au luat măsuri de protecție epidemiologică, atât față de personalul implicat în activități, cât și față de persoanele private de libertate. Cincisprezece voluntari ai Crucii Roșii asigură serviciile de furnizare alimente și bunuri de igienă personală pentru 3 dintre centrele de carantină din Brașov. Sunt 15 tineri curajoși și inimoși care au ales ca, în această perioadă complicată și cu multe riscuri, să facă ceva mai mult decât să se protejeze pe ei. Au ales să-i protejeze pe toți brașovenii. De aceea ei intră în centrele de carantină și le asigură persoanelor aflate în carantină cele necesare. Nu le este atât de frică să intre în contact cu persoane care vin din zone de risc, mai ales că încearcă să își ia toate măsurile de protecție. Satisfacția lor este că pot ajuta și cea mai mare bucurie este când primesc un zâmbet cald din partea celor pe care îi ajută. Dificil în anumite momente, dar este o satisfacție destul de mare în momentul în care știi că ajuți și primești un zâmbet foarte cald din partea persoanelor pe care le ajuți. Periculos activitatea pe care o faceți? Având în vedere că suntem foarte bine echipați, eu zic că este în regulă și putem ajuta și alți oameni la rândul lor. Cu ce situații v-ați confruntat? Nu știu dacă am avut situații mai puțin bune, dar suntem foarte fericiți când vedem că oamenii ne apreciază pentru munca noastră. De ce ați ales să fiți voluntar? Din dorința de a ajuta și de a-mi folosi totuși timpul cât mai constructiv posibil. Nu este periculos în ceea ce faceți acum? Într-o oarecare măsură este, dar ne asigurăm mereu că suntem protejați și echipați complet. Câteva lucruri bune despre activitatea voastră, ce care s-au întâmplat în aceste centre și poate mai puțin bune dacă a fost cazul. Mai puțin bune nu prea au fost, oamenii sunt cât de cât înțelegători. Și bune, vedem zâmbetele oamenilor pe față, mereu. În această perioadă, o parte din voluntari, cei mai bine instruiți, membrii detașamentului de intervenție în caz de dezastre, se ocupă de distribuirea hranei în centrele de carantină, iar ceilalți se ocupă de acțiunile sociale pe care le făceam și înainte. Încercăm să continuăm proiectul Banca de Alimente pentru persoanele vulnerabile, mai ales că acum numărul lor a crescut foarte mult, să căutăm să ajutăm cât mai mult comunitatea brașoveană. La centrele carantină folosim în jur de 15 voluntari, voluntari care au primit un instructaj de la medici asistente care lucrează în domeniul epidemiologic. Iar în cadrul proiectului Banca de Alimente încercăm să angrenăm cât mai mulți voluntari, să vă spun un număr exact nu pot, în jur de 30-40 care vin mult mai des decât ceilalți. Cei care vin o singură dată nu prea îi pune la număr. De obicei ne întâlnim cu situații dificile la început, când persoanele vin din afară în prima, a doua zi de carantină instituționalizată. Ei nu înțeleg că suntem aici să-i ajutăm, că vrem doar binele, totodată vrem binele populației și atunci ei trebuie să stea 14 zile aici ca să nu se extindă această epidemie. Am avut situații deosebite, a fost la un moment dat nevoie să chemăm și echipa de intervenție a jandarmeriei,
La fel, o persoană care tocmai venise, făcea scandal că ea de ce trebuie să stea acolo. Na, până la urmă s-au calmat, chiar au fost externați zilele trecute, au ieșit negativ la testele pentru COVID. Am avut situații plăcute, pot să spun, dar totuși care pentru noi nu reprezintă un avantaj. Oamenii consideră că trebuie să ne mulțumească într-un fel și atunci ne oferă bacșiș, să zic așa. Noi refuzăm, nu avem voie să luăm bani, facem asta pur din plăcerea de a ajuta. Unul dintre cele 7 principii ale noastre este umanitate, iar faptul că ei stau aici le denigrează un pic acest principiu. Noi încercăm să arătăm umanitate față de ei. Să stea cât mai mult în casă, să evite deplasările inutile, să ne lase pe noi, atât voluntarii, cât și cei angajați, asistenți medici, ambulanțieri, să ne facem treaba, pentru că dacă ei stau în casă, epidemia nu se răspândește și atunci ne este mult mai ușor să lucrăm. Și într-un final toată lumea o să iasă înapoi afară la soare. Voluntarii Crucii Roșii, în linia întâi a luptei cu coronavirusul. În acest moment, Primăria Brașov are deschise 6 centre de carantină funcționale, dintre care la 3, Crucea Roșie asigură serviciile de furnizare alimente și bunuri de igienă personală. Medicii de familie sunt nemulțumiți de faptul că nu vor beneficia și ei de stimulentul de 2500 de lei lunar pe care îl va primi personalul medical din spitale care tratează cazuri de COVID-19. Ei susțin, într-un comunicat de presă, că guvernul face o discriminare față de întregul personal medical care lucrează în asistența medicală primară din România, adică peste 10.000 de medici specialiști în medicina de familie și peste 15.000 de asistenți medicali. Ei cer guvernanților să ia măsuri pentru a remedia această situație. Reamintim că aproximativ 75.000 de cadre medicale direct implicate în tratarea bolnavilor infectați cu coronavirus vor beneficia de un stimulent de risc cu valoare lunară de 2.500 de lei, din care se scade impozitul pe venit de 10%, adică 2.250 de lei net. Banii urmează să fie decontați din fondurile Uniunii Europene. Vineri va fi închis la permise și înmatriculări, datorită unor activități de mentenanță a sistemului online. Vineri, 10 aprilie, nu se vor prelua sau elibera documente de la ghișeele Serviciului Public Comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Brașov. Persoanele care sunt programate online în data de 10.04.2020 sunt rugate să se prezinte în data de 9.04.2020 sau în 13.04.2020. Serviciul Cultură Tradițională Brașov din cadrul Centrului Cultural Reduta derulează online proiectul Lumină din Lumină, proiect care cuprinde o serie de materiale foto și video despre sărbătoarea Paștelui în satele din județul Brașov. Astfel, până pe 20 aprilie, pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube a Serviciului Cultură Tradițională Brașov, veți putea urmări rețete tradiționale pentru Paște, timpul sărbătorii în spiritualitatea românească, Înroșirea, proiect realizat cu sprijinul a lui Florin Bucuțea, sărbătoarea Paștelui în satul de Ișoara, obiceiuri tradiționale de Paște, împușcatul cocoșului la Apața și plugarul la Vad. Pieptul nu mai sânge, fața lui e numai rănie. Pieptul nu mai sânge.